Dacă în multe localități hunedorene, dar nu numai, lipsa locurilor de muncă reprezintă o reală problemă, sunt și așezări care se află într-o situație de invidiat, care oferă oportunități de angajare. O astfel de situație fericită o întâlnim în municipiul Orăștie, unde, în decursul acestui an, vor fi disponibile circa 2000 de locuri de muncă. Între 1000 și 2000 de locuri de muncă vor fi disponibile anul acesta la Orăștie. Sunt în diverse sectoare, în principal în producție, acolo unde s-au dezvoltat capacități noi de producție și urmează să fie ocupate cu forță de muncă atrasă la nivel de Orăștie. Din acest punct de vedere, stăm, spun eu, destul de bine. Sunt investitori la nivel de Orăștie care urmează să-și mărească capacitățile de producție și în acest sens au nevoie de locuri de oameni care să vină să ocupe aceste noi locuri de muncă. Ovidiu Laurențiu Bălan, primarul municipiului Orăștie, speră că aceste locuri de muncă vor fi ocupate cât mai repede. În plus, crearea locurilor de muncă aduce beneficii și administrației publice locale, care astfel își va mări bugetul prin încasarea de taxe și impozite. Sperăm ca cât mai multă lume să se îndrepte spre Orăștie, să deschidă ochii către locurile de muncă din Orăștie și să vină să lucreze la Orăștie. Noi, ca administrație publică locală, nu putem decât să încurajăm acest lucru, pentru că fiecare loc de muncă ne aduce la bugetul local sume de bani prin faptul că o parte din impozitul pe venit vine direct la bugetul administrației publice locale. Conform ultimelor date oficiale, rata șomajului în județul Hunedoara este de 3,64%. Mai exact, în evidențele Agenției Județene de Ocupare a Forței de Muncă Hunedoara, erau înregistrați 6.231 de șomeri, dintre care 3.213 nu beneficiau de indemnizația de șomaj.